Bun găsit tuturor, este ora 15, eu sunt Andreea Dumitrescu, urmărit Studio Politic și începem cu o informație de ultimă oră. A fost o explozie la Spitalul Movilă din Ploiești, s-a produs într-un salon de terapie intensivă. O femeie de 80 de ani are arsuri pe jumătate din suprafața corpului. Mai multe detalii despre această explozie ne dă colegul meu Valentin Stan. Valentin, cum a avut loc incidentul? Ce s-a întâmplat exact acolo? Da, Andreea, este un incident șocant și spun asta pentru că această explozie a avut loc după ce în salonul în care se afla femeia, un muncitor a folosit flexul, iar o scânteie a ajuns la butelia cu oxigen și așa a avut loc explozia. Din informațiile pe care le avem, este vorba despre o neglijență gravă. Practic, muncitorii ai spitalului se aflau în acel salon și munceau, iată, cu flexul, tăiau anumite țevi, din ceea ce știm în momentul de față, și a fost suficientă, a fost nevoie doar de o scânteie pentru ca explozia să aibă loc. Femeia oricum era în stare gravă, deoarece se afla internată în secția de terapie intensivă, ea are arsuri pe jumătate din corp, a fost dusă deja la un spital care se ocupă cu tratarea rănilor, cu tratarea arsurilor. În continuare sunt pompieri acolo care se asigură că nu izbucnește vreun incendiu sau că nu mai este vreun pericol. Din ceea ce știm, nu ar fi fost vorba despre un incendiu urmat după acea explozie, însă vorbim despre o situație extrem de gravă. În același spital, în timpul pandemiei de COVID-19, a avut loc un incendiu în secția de terapie intensivă. Atunci, doi oameni care erau internați bolnavi de COVID-19 au murit. Mulțumesc, Valentin, pentru toate aceste informații. Pe măsură ce vor apărea unele noi, vom reveni la acest subiect. Vă reamintesc că o explozie a avut loc astăzi la un spital din Ploiești. Mergem mai departe cu știrile. Cină de taină cu vin scump și vită japoneză. Așa se negociază mai nou candidaturile la primăria capitalei, cum altfel când cei analizați de coaliție sunt milionari. Întâi a fost vehiculat numele lui Dan Șucu, iar acum la cină a fost invitat de Nicolae Ciucă, un alt om de afaceri, Dan Ostahie. Vă dăm toate detaliile imediat. Klaus Iohannis, întâlnire cu liderii NATO la Paris. Este prima dată când șeful statului stă față în față cu cei de care depinde nominalizarea sa ca secretar general al NATO. Discutăm imediat despre șansele președintelui, dar și despre agenda discuțiilor de la Paris. Situație explozivă în capitala Europei, acolo unde sunt noi proteste ale fermierilor. Polițiștii au folosit tunurile cu apă după ce protestatarii au ridicat baricade din cauciucuri și le-au incendiat. Protestul are loc chiar în timp ce ministrii agriculturii s-au întâlnit să caute soluții la criza din sectorul agricol. Și discutăm despre toate aceste subiecte cu invitații mei de la această oră. Alături de mine, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici. Și de asemenea, Valeriu Turcan, analist politic. Bună ziua! Bună ziua! Înainte de a intra în subiect, aș vrea să vedem puțin mai pe larg informația de astăzi legată de negocierile pentru primăria capitalei, care se fac, așa cum vă spuneam, la ceas de seară, cu vin scump și vită japoneză. Potrivit jurnaliștilor de la Gândul.ro, liderul PNL Nicolae Ciucă și consilierul său Remus Borza s-au întâlnit cu omul de afaceri Dan Ostahie la un restaurant din nordul capitalei, unde l-ar fi întrebat dacă vrea să candideze la primăria generală. Contactat de Digi24, Dan Ostahie a negat că ar fi discutat cu cei doi despre o eventuală candidatură a sa la primărie. Între variantele luate în calcul pentru candidat independent sunt și managerul Spitalului Universitar de Urgență din București, Cătălin Cârstoiu, dar și afaceristul Dan Șucu, care însă între timp ar fi exclus o eventuală candidatură a sa.
Așa cum a scris gânduri ca domnul Ostachie să fie candidatul PNL la primăria capitalei? Nu. Nu neapărat. Dar cred că există o posibilitate? Acum, pentru oricine există o posibilitate. Sunt discuții exploratorii. Ați eliminat celelalte candidaturi? Nu s-a eliminat. Cum? Ați eliminat celelalte variante, da, de candidatură care au fost vehiculate până acum la primăria capitalei? În acest moment nu este vorba de nimic altceva decât de o cină pe care o avem împreună și atâta tot. Nu așa? Domnișoară, sunt atâtea multe lucruri care îl recomandă, dar nu despre asta vorbim. Și mai e mult până departe. Bun, domnule Diaconescu, aș începe cu dumneavoastră. Așa se fac negocierile pentru primărie, restaurante de lux? Aproape așa. Am avea tentația să întorc întrebarea că de dumneavoastră, așa se fac negocierile. Deci, din punctul de vedere al evaluărilor în partid, într-adevăr, problema candidaturii la primăria capitalei, a doua, din punct de vedere al importanței numerice a voturilor, este o temă zilnică. Cum își articulează concluziile, mai ales din sondajele interne, care de multe ori sunt diferite de cele care apar public, oare de ce? De cele mai multe ori, da. Bun, eu am vrut să fiu echilibrat. Mă rog, probabil că există un anume tip de orientare, nu știu ce se întâmplă la Partidul Național Liberal, dar cu toată simpatia, în momentul în care, pe de o parte, există o asumare formală, iar pe de altă parte, un proiect de capitală, cum e și proiectul de țară pentru președinte. În acel moment am putea să avem o evaluare. În rest, calitatea și competența celor care se așează la o masă la un moment dat sunt teme destul de îndepărtate de subiectul București, despre care se vorbește enorm, care într-adevăr are un gabarit serios din punct de vedere al desemnării candidaților. Din punct de vedere al rezultatelor, însă, suntem bucureșteni cu toții. Da, și asta ne ocupă tot timpul, ca să parafrazăm. Asta este cifra care cumva a tras atenția astăzi, dincolo de această întâlnire surprinsă, așa culise cumva de colegii de la Gândul. 33.800 de lei, două sticle de vin care s-ar fi consumat la această masă. Întrebarea e simplă. Cum vii în fața alegătorilor cu mânecile suflecate să le spui că ai soluții pentru capitală și să le cer votul după ce văd suma asta pentru care unii ar trebui să muncească un an numai ca să ajungă la ea? Realitatea este că în foarte multe restaurante din București se cumpără sticle de vin mai scumpe decât cele două cumpărate ipotetic noaptea trecută. Da. Cu alte cuvinte, noi acum nu trebuie să cădem într-o eroare pe care o tot facem de mulți ani de zile, încercând să ne coborâm la media sandvișului pieței bucureștene. Dacă mergi prin centrul Bucureștiului într-o zi și ți-e foame, îți cumperi un sandviș, da, pe care îl găsești în zona respectivă. Asta nu înseamnă că toți bucureștenii sau toți românii, dacă își permit mai bine sau mai mult, ar trebui să nu își cumpere o friptură japoneză sau o sticlă foarte scumpă de vin. De acord. Mai interesantă mi se pare, pe de altă parte, dinamica acestui grup de trei persoane. Cine ar vrea să impresioneze pe cine comandând două sticle de peste 7.000 de euro? Da. Pentru că dacă domnul Ostahi a plătit, este în mod evident o dovadă a faptului că își poate plăti campania și campania pentru primăria capitalei necesită enorm de mulți bani. Dacă, în schimb, ar plăti domnul președinte de la Partidul Național Liberal, domnul Ciucă, ar fi o eroare gravă din punct de vedere politic, pentru că, evident, suntem într-o țară care produce foarte mult vin și din ce în ce mai mult vin de calitate. Deci, mi-e greu să cred că domnul președinte Ciucă ar fi plătit o asemenea sumă de bani. Eu cred că merită să-i dăm crezare, că a fost vorba despre un vin românesc. Nu-mi imaginez de ce n-ar fi putut să fie ales un vin românesc. Dar mai e o chestiune care mi se pare importantă. Desigur, o întâlnire în weekend, la ceas de seară, o întâlnire politică importantă, dar cu un anume caracter informal.
ceea ce poate să ridice semne de întrebare. De ce te-ai întâlni duminică seara într-un restaurant pentru a discuta o candidatură pentru primăria capitalei? N-ar fi nici aceasta o problemă dacă înainte de acest moment ar fi existat o întâlnire a domnului Ostahie cu conducerea Partidului Național Liberal în sediul PNL din Modrogan. Aceea ar fi fost perspectiva instituțională. Și mă mai refer la un lucru. Cel puțin declarativ, Partidul Național Liberal are un candidat, domnul Burduja. De aceea, măcar din această perspectivă, ar fi fost corect ca întâlnirea, prima întâlnire, dacă aceasta a fost prima sau a doua, încă nu știm, asta nu știm dar exact. Prima întâlnire ar fi trebuit să fie în mod instituțional în sediul de partid din Modrogan. Pentru că, altfel, o grămadă de speculații, în mod legitim, vor apărea. Am și văzut, au apărut deja foarte multe. Da. Și eu refuz să cred că cineva ar fi făcut o asemenea greșeală, astfel încât aceasta să fie prima întâlnire cu un posibil candidat duminică seara la un restaurant. E o greșeală pe care îi face-o, să spunem, în jurul vârstei de 25 de ani, dacă lucrezi în politică sau te afli într-o formațiune politică. În niciun caz nu-mi imaginez o asemenea greșeală făcută de un om experimentat, general cu 4 stele, președinte al Partidului Național Liberal și președinte al Senatului. Refuz să cred așa ceva. Experimentat, dar poate nu neapărat în politică, că în politică domnul Nicolae Ciucă e mai nou. Are o carieră vastă în spate, în alt domeniu. Iar Partidul Național Liberal, trebuie să punctăm și asta, spune că întreaga poveste, cel puțin cea legată de vinul scump, este un fake news, că de fapt s-ar fi consumat un vin românesc care este sub 100 de euro sticla, presupun, și nu cea atât de scumpă ca acel vin franțuzesc despre care au scris colegii de la Gândul. Spun totodată că sunt doar speculații, discuțiile legate de candidatură. În schimb, domnul Remus Borza recunoaște că i-a propus omului de afaceri să fie de acord, să fie sondat și că sunt mai multe nume care se discută pentru că PNL și PSD caută un independent. O criză de cadre în cele două partide pentru capitală, domnule Diaconescu? Sau poate o încercare pe un alt palier de a subsuma mai multe voturi. Această tema independentului, mă rog, probabil că experiența mea e limitată din acest punct de vedere, văd că prevalează în diverse variante, dar ce este interesant, că respectivii nominalizați, inclusiv în sondaje ca fiind independenți, nu și-asumă candidatura independentă. Cred că ar fi, dacă evident există un anume tip de asumare, cred că ar fi un gest cât se poate de elegant și cât se poate de normal. Este oarecum în contratimp să intri în aprecieri, în evaluări, nu-i cunosc pe domnii, să intri în aprecieri și evaluări în legătură cu o viitoare performanță care să determine o viitoare hotărâre de a vota pozitiv un independent pe persoană fizică, când respectiva persoană fizică, încă o dată, nu și-asumă formal această candidatură. Acest tip de calcule, inginerii politico-electorale, mă rog, nu sunt noi, dar în orice caz aduc o notă interesantă de culoare și mă gândesc că pe măsură ce lunile vor trece, cât va mai costa sticla de vin. Fără a fi deloc arogant, mi-am adus aminte, o mormântare a unei rude a costat mai puțin decât sticla de vin. Da, păi asta cred că este o apreciere pe care o pot face mulți dintre cei care se uită acum la știri și nu pot să nu mă gândesc la această dublă măsură pe care o vedem la oamenii politici. Adică ne-a anunțat domnul Ciolacu, de exemplu, că nu va mai merge decât cu Dasterul și chiar a început să o facă. Dar știm cu toții că în parcarea Partidului Social Democrat sunt numai mașini scumpe. La fel se întâmplă și la Partidul Național Liberal. Rareș Bogdan, de exemplu, nu face un secret din ceasurile scumpe pe care le are și așa mai departe. Adică, cred că e nevoie de mai multă asumare, cumva. Și să nu mai încercăm să părem ce nu suntem în anumite momente. Da, n-aș vrea să începem să judecăm politicienii în funcție de sticle de vin. Dar, repet, revin la ideea anterioară, câtă vreme în România
există vin foarte bun din producția internă, de ce ai da 3-4 mii de euro pe o sticlă de vin? Nu înțeleg. Da. Nu înțeleg. E drept, la unele, să le spunem, reuniuni oficiale internaționale, se pune pe masă vin extrem de scump. Nu a fost cazul de această dată. Dar eu cred că principala problemă nu este în zona partidelor de centru-dreapta, pentru că acolo, dacă te uiți și la ideologia sau la doctrina partidelor, n-a fost niciodată un secret din faptul că oameni foarte bogați au fost asociați sau au fost membri în aceste partide. Când ești partid social-democrat și totuși spui că și îi urmezi... Și cu o carieră exclusivă în administrație. Că îi urmezi lui Ion Iliescu și cu o carieră exclusivă la stat, în administrația centrală sau locală, atunci e o problemă când ai un BMW de 100.000 de euro. Dar noi ne-am obișnuit că partidele în România au tot felul de, să le spunem, abordări locale. Adică nu seamănă social-democrația din România cu cea din Franța sau cu cea din Germania. Acolo oamenii chiar sunt în viața de zi cu zi, exact în conformitate cu valorile pe care le-au declarat și unde au semnat la partidele din care fac parte. Veți vedea politicieni social-democrați care în mod curent în Occident merg cu transportul în comun. Nu știu când a fost vreodată cazul să se întâmple așa ceva în România. Nici măcar Ion Iliescu n-a avut un asemenea stil de viață. Deci, oricum noi ne îndepărtăm de ceea ce înseamnă normalitate politică când ne-am uitat la stânga sau când ne-am uitat la dreapta. Dar, repet, chestiunea de fond rămâne. A fost prima întâlnire care s-a produs cu candidatul prezumtiv Ostachie sau nu? Dacă a fost a doua, sperăm că și prima s-a întâmplat, că prima s-a întâmplat într-un cadru formal, într-un cadru instituțional. Dacă a fost o altă întâlnire informală, nu este bine nici pentru Dan Ostachie, care înseamnă un om cu anumită reputație în businessul românesc, nici pentru Partidul Național Liberal. Cred că ar trebui să înceapă întâlnirile din sediul PNL din Modrogan. Bun, mai avem un nume care se autopropune, se anunță așa oficial pentru Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, a declarat la B1 TV că este sigur că va ajunge în turul final alături de Nicușor Dan, va candida din partea Partidului Umanist Social Liberal și nu dă înapoi de la alianțe, spune că îl recomandă cei 30 de ani în administrație. Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste. Iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, Partidul Puterii Umaniste, sunt deschis, cum am zis. Sunt și social și liberal. Ce n-au ei, am eu. Eu am suportul electoratului, eu am suportul firului de iarbă, eu de acolo provin. Dai mine, dai în frazii și uzile, dai în clasa muncitoare. Aici mi-a venit rândul și mi-a venit rândul biologic, datorită experienței mei în administrație publică locală. Cei 30 de ani ai mei mă legiferează că eu am depus jurământul final să joacă între mine și Nicușor Dan. Ar pune o astfel de candidatură o problemă candidatului coaliției? Ar diviza cumva voturile? Discuția este extrem de personalizată. Se folosesc nume, sigur, în cazul... Sper că domnul Popescu Piedone are experiență, evident, administrativă, fără îndoială, măcar că știu că e primar. Repet, senzația că foarte multe personalități politice în acest moment, într-o formă sau alta, așteaptă ca partidele să vină la ei și nu ei să fie, am văzut citatele, emanația partidelor respective. E interesant, e o evoluție care până acum, mă rog, nu neapărat am identificat-o eu, poate greșesc. Deci, ideea că, că o anume detașare, într-un fel îți păstrează electoratul propriu. Marea lor majoritate vorbesc cu eu, care la rândul meu sunt sprijinit de un partid și sunt deschis spre sprijinul tuturor. Nu știu care este ideologia, nu știu care e proiectul de capitală, nu știu care sunt, de fapt, temele concrete
care îl deosebesc pe candidatul X, pentru că se autoidentifică, de candidatul Y, care la rândul său se autoidentifică, pentru că dacă fac lectura programelor partidului, nu rezultă același tip de mesaj. Nu știu ce tip de valori sociologice îndeamnă acest gen de detașare oarecum de partide. Te trag partidele în jos, ești mai bun decât partidele pe care le reprezinți, că până la urmă va trebui să le reprezinți un partid. Exact. Dacă ne uităm la clasamentul instituțiilor, vedem că Parlamentul, partidele sunt pe ultimele locuri la încredere și poate de aici această detașare pretinsă de acești candidați mai mult sau mai puțin. Pe de altă parte, cine e informat și urmărește jocul politic știe bine că o asociere mai devreme sau mai târziu va exista. Evident. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici nu sunt probleme. Nu e cazul dânșilor, că nu, evident nu mă pot pronunța, dar mai țin minte așa, de-a lungul anilor, diversi care își închipuiau că sunt mai buni decât țara pe care o reprezint. Și mult rău au făcut. Acum, chiar și un independent, până la urmă, da, va reprezenta un partid și va avea un consiliu, nu, format din membrii de partid. Că acum nu cred că consiliul va fi format tot din independenți. Noi avem deja un independent, nu? Da. Domnul Nicușor, da, în acest moment, așa cum arată distribuția prezumptivilor candidați, mi se pare că are prima șansă să rămână în continuare primar. Păi chiar cel mai recent sondaj, așa îl și plasează. Exact. Mă rog, n-au intrat încă în, deci, în verificări numele astea noi. El nu a avut o sarcină ușoară. Bucureștiul a fost în pragul falimentului efectiv după mandatul doamnei Firea. Dar dacă cele două partide din coaliția de guvernare, PSD și PNL, vor conveni asupra unui candidat, acela cu o bună campanie, menționez această condiție, s-ar putea să reușească să iasă la vot înaintea lui Nicușor Dan. Dacă vor avea un candidat. Dacă vor avea un candidat și va mai fi și domnul Cristian Popescu Piedone, Nicușor Dan aș putea să bag mâna în foc că are prima șansă să iasă primar în continuare la București. Contează foarte mult și candidaturile, contează și campania care se va face. A mai existat un nume menționat și eu cred că ar fi fost realmente o lovitură pentru partidul care ar fi reușit să-l atragă de partea sa. Dan Șucu, fondatorul și patronul MobExpert. Da. Este, ar fi fost exact lucrul de care Bucureștiul avea nevoie. Un foarte bun om de afaceri, ancorat în economia reală, cu capacitatea de a lua decizii tranșante și fără să fie, pe de altă parte, contaminat, nici măcar ca percepție publică, de vechile metehne ale partidelor care și-au împărțit Consiliul General al Capitalei. România, în mod special Bucureștiul, mai ales în București, este nevoie de investiții. Este nevoie de pasaje supraterane, subterane, de atragere de fonduri europene. Un om de afaceri ar fi făcut, într-adevăr, cu experiența domnului Șucu, ar fi făcut minuni în București. Dar, din informații disponibile până în acest moment, domnul Șucu este în afara oricărui joc al candidaturilor, dar ar fi fost o soluție extraordinară pentru București. A declarat chiar domnia sa că nu și-ar dori o astfel de candidatură. Never say never. Dacă va fi răzgândit până la urmă de partidele politice. Bun, aș vrea acum să mergem mai departe la întâlnirea importantă de astăzi de la Paris. Președintele francez a invitat o serie de lideri europeni la o conferință despre războiul din Ucraina. Printre ei se numără și președintele Klaus Iohannis. Reuniunea este o ocazie pentru ca liderii să-și reafirme unitatea și hotărârea de a ajuta Ucraina în fața agresiunii, spune președinția franceză. Asta într-un moment dificil pentru front, pentru forțele Kievului și pe fondul temerilor tot mai mari că a intervenit o oboseală în rândul aliaților după 2 ani dintr-un război al cărui sfârșit nu se întrevede. Cancelarul german Olaf Scholz și președintele polonez Andrei Duda sunt printre cei care se află la Paris, printre alți 20 de șefi de state și de guvern europeni. O absență notabilă însă este cea a premierului Ungariei Viktor Orban. O întâlnire interesantă așadar, într-un
format interesant prin această absență, nu, a lui Victor Orban, domnule Diaconescu, de ce? Pentru că e așa acest... De câte am înțeles, există o explicație publică. Tocmai în aceste zile ar trece prin Parlamentul Ungar aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Poate fi. În altă ordine de idei, da, domnul Orban, cel puțin din consultarea publică, se detașează destul de evident, de, mai ales de consensul european în legătură cu sprijinirea Ucrainei. Sigur că într-un moment de inflexiune, cum a fost cel al decizii privind aderarea, începerea procesului de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova, exact în acel moment domnul Orban s-a dus să bea o cafea afară. Nu mi-amintesc să mai fi existat un precedent legat de o decizie atât de importantă când unul din șefii de stat sau de guvern pur și simplu a trebuit să lipsească din sală. Dar, mă rog, sunt soluții pentru orice. Revenind, este extrem de important pentru că Ucraina trece pentru un moment foarte complicat. Este extrem de important pentru că semnalul de la Washington în legătură cu reluarea sprijinului securitar pentru Ucraina trebuie politic, electoral, colaborat și cu semnalul european. Este un moment de asemenea important, pentru că inclusiv de la Washington vin tot mai multe sublinieri în legătură cu faptul că europenii trebuie să-și preia ei frontierele. De aici apare și retorica prudentă a lui Biden, mult mai agresivă a lui Trump, dar problema există. Pentru că astăzi, întrebând pe americani care este o agenda intereselor, ei spun primele interese ale Americii se leagă de America și a doua de zona Indo-Pacific. Ori, din acest punct de vedere, evident, fără a se pune problema ieșirii din NATO, nu, e exclus acest lucru. Dar chestiunile de nuanță totuși trebuie într-o formă sau alta abordate. Este vorba de crearea și acelei funcții de înalt reprezentant pentru apărare, oarecum similară cu un alt reprezentant pentru politică externă, de o politică comună de apărare, ce a lipsit până acum în Uniunea Europeană, de o politică comună de securitate și externă, ce a lipsit până acum din Uniunea Europeană. Deci sunt foarte multe teme în care, sigur, motorul franco-german este esențial în a da spinul necesar. În marja acestor întâlniri s-ar putea discuta și despre Secretariatul General al NATO? Aici sunt trei faze. În momentul în care un stat anunță o candidatură, în primul rând, acest anunț se face formal după ce are loc un proces de tatonare. Acum, misiunile diplomatice. Că nu mai înțelegem. Suntem în tatonare sau în anunțul nu formal? Nu știu. Câtă vreme nici aici nu există o asumare formală. Exact. Deci undeva de la tatonare spre anunțarea candidaturii, dacă această tatonare dă rezultatele așteptate, pentru că un răspuns categoric nu se primește în bilateral din acest punct de vedere. Deci nu se discută multilateral înaintea bilateralului, pentru că altfel ai precondiționat dreptul suveran al unui stat, evident, de a-și da sau nu acordul. Deci sper, dacă într-adevăr candidatura se concretizează, faptul că în acest moment România și mai ales Ministerul de Externe știe exact mecanismele și etapele, se află într-un proces serios din această perspectivă. E vorba aici nu de evaluarea candidaturii unui stat într-adevăr din flancul estic, deocamdată noi n-am ocupat din această zonă funcția de secretar general niciodată în NATO. E vorba, da, și de unele rezerve în flancul estic față de candidatura premierului olandez. Sunt multe teme, dar dincolo de aceste aspecte, fiecare stat este suveran să decidă cât de departe transmite un anume tip de semnal, fie unul de așteptare pozitivă, fie unul de rezervă. Și trebuie să ai profesionalismul necesar să înțelegi exact cum stai pentru a trece în etapa anunțării formale. Pentru că în etapa anunțării formale, practic, ar trebui să știi că ai masa critică înăuntru organizației respective. Care sunt statele care ar putea să sprijine o astfel de candidatură din flancul estic? Tocmai flancul estic sau poate și vestul să fie interesat de un anumit semnal? Mi-e greu să spun în acest moment, evident că la Ministerul Afacerilor Externe sper că există un inventar foarte precis al sprijinului. Dar contează și foarte mult dacă sprijinul din Est vine în bloc. Pentru că dacă ai două grupuri de țări din Estul NATO,
care ar alege căi diferite, va fi mult mai dificil. Dar vreau să cred cel puțin Polonia, Ungaria, statele Baltice, poate s-ar afla, sper, repet, nu am informații de culise, sper că sunt în avangarda susținerii candidaturii românești, după intense consultări, probabil, care au fost desfășurate în culisele diplomatice până în acest moment. E păcat că nu știm mai multe. În mod clar, cei de la externe, de la Ministerul Afacerilor Externe, stăpânesc acest dosar, altfel nu ar fi mers la drum, nu, cu el. Da. Păcat că nu ni se dau și nouă, două, trei idei, chiar și nu direct. Nu știu, să scrie un ziar apropiat de Ministerul de Externe o perspectivă sau ceva mai multă informație, cred că ar fi ajutat. Ar trebui să fie un motiv de mândrie. Poate că există numele președintelui României menționat printre numele candidaților la funcția de secretar general al NATO. Dar ar fi utile și mai multe informații, de ce nu? Poate fi o negociere cumva încrucișată între NATO și funcțiile europene de care vorbeam până de curând pentru președintele Klaus Iohannis. Îl poate ajuta pe președinte candidatura asta comună PSD-PNL pe aceeași listă să se revendice poate nu doar din partea unei singure familii europene, ci din partea mai multora. Vă văd că zâmbiți, nu știu, pun toate variantele doua, pe masă. Sigur, la a doua variantă, cu toată deferența, am permis să zâmbesc. În legătură cu prima variantă, acceptarea unei candidaturi la astfel de nivele, în primul rând, reprezintă o expresie suverană. Sigur, ce are în minte decidentul în momentul în care spune da sau ba în ceea ce privește aceste candidaturi, sunt teme care se leagă strict de exercițiul acestui mandat. De exemplu, secretarul general NATO, în primul rând, conduce inclusiv din punct de vedere al comunicării. Atenție, nu e șeful armatei NATO, ca lucrurile să fie... Un soi de mareșal. Exact. Da. Dar mai ales din perspectiva gestiunii problemelor interne din alianță, în așa fel încât decizia să fie una consensuală pentru că a arăta cea mai puternică alianță politico-militară din această lume după al doilea război mondial, cu diferențe de abordare pe teme de criză extrem de complicate, vorbind de război, ar fi devastator. Ori din acest punct de vedere, și nominalizarea formală a acordului privind candidatul X ca și secretar general nu se face prin dezbatere în sală. Deja când s-a intrat în sală, e o vorbă, meseria noastră, știi de fapt ce se întâmplă când intri într-o cameră. Dacă nu știi ce se întâmplă, o pățești ca la Schengen. Deci, în momentul în care s-a intrat în sală, decizia este luată. Concluzia este că avem de-a face cu, repet, cu hotărâri suverane ale unor state care au în vedere tot felul de interese și tot felul de criterii. Este greu a concepe un tip de troc, un tip de negoț la modul bun din punctul de vedere al nominalizării și al solidarității privind candidatul la NATO. Nu e ok, dar ar putea fi pentru alte instituții. Nu se judecă așa. Fiecare dintre instituții are, la un moment dat, suportul statelor pe baza unor decizii suverane, punctuale, legate de atribuțiile și responsabilități în acea zonă. Că avem în minte și în momentul în care se reia candidatura în altă parte, poate se spune, poate e mai adecvat pentru acest loc sau, nu, altfel, poate țara pe care o reprezintă e mai adecvată pentru, să nu uităm, și un anume tip de neutralitate. Că nu te duci acolo să-ți reprezinți țara punctual. Evident. Ori din acest punct de vedere, strict candidatura ca secretar general NATO se referă la decizia statelor de a accepta România prin reprezentantul său ca fiind secretarul general NATO și atât. Bun, luăm acum o scurtă pauză, revenim cu o reacție a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Joană, care a rememorat momentul celebru din seara alegerilor din 2009. Ce părere are acum despre acel moment? Vedeți în doar câteva clipe.
Am revenit, Mircea Joana a rememorat într-un podcast momentul Mihaela Dragostea Mea din 2009. El a fost întrebat în emisiunea Da Bravo, realizată de actorul Mihai Bobonete, în cazul în care va candida și va ajunge în situația ultimului exit poll, se va bucura din nou în aceeași seară, ori va aștepta ziua următoare. Secretarul general adjunct al NATO s-a amuzat și a explicat că experiența din 2009 l-a întărit. Dacă o să candidați și o să ajungeți iar în fața acelei situații de ultim exit poll, care o să vă dea câștigător, o să vă bucurați în seara aia sau așteptați a doua zi să se trezească toată lumea? Aoleu! Am venit și eu aici să mă... și tu, Brutus. Da, adică da, chiar, da, chiar, chiar, așa, chiar așa. Văd niște pistoale pe aici. Da, dar nu sunt pentru da, alte... Da, ăla sunt tras în față, nu tras în spate. Ce a fost în 2009 a fost în 2009. Cred că e destul de clar ce a fost atunci. Sunt deja aproape 15 ani de atunci. Cred că există un Dumnezeu acolo care ne dirigează. Eu cred că acum sunt un om mai țapăn. Poate și din cauze de genul respectiv, adică ce nu te omoară, te întărește. Se amuză acum Mircea Joană de amintirea de atunci, să-l vedem oare și din nou candidând, că parcă pare să se pregătească așa foarte intens. Nu, se pregătește foarte intens și n-ar trebui să mai ascundă. Înțeleg că acum are jobul de la NATO, ele sunt într-o contradicție flagrantă, candidatura pentru președinția României și da, exercitarea de la NATO unui... e pe final. Da, și pe final așa fiind, oamenii s-au cam prins că o să candideze, nu e o problemă. Eu cred că de această dată este un Mircea Joană mult mai matur, cu experiență de viață acumulată, cu altă experiență internațională care i-a dublat experiența câștigată ca ambasador la Washington și ministru de externe. Deci eu cred că ar trebui să candideze și cred că dacă ce șanse ar fi vreodată are un moment pentru Mircea Joană, în 2024 este momentul lui. Ce șanse ar avea ca independent? Depinde, cum am spus și anterior, de modul în care își construiește campania. Pentru că chiar și mergând, fără partide, mergând din podcast în podcast nu este suficient. Dar poate, cu un sprijin politic, să-și construiască un mecanism de campanie la nivel național. Aici depinde și de modul în care domnia sa va reuși să negocieze. Nu este obligatoriu să obții sprijinul celui mai mare partid în România dacă vrei să devii președinte României. Dovadă exercițiul electoral prezidențial din ultimii 20 de ani. Are o șansă, depinde cum și-o joacă și depinde și de împăcarea completă cu trecutul. Pentru că am văzut un fragment din interviul dat lui Bobonete. Și m-a șocat un lucru acolo, a spus, am băgat România în NATO, am băgat România în Uniunea Europeană. Cu privire la România în Uniunea Europeană, țin să readuc aminte că la momentul decembrie 2004 nimeni nu știa dacă urma să fie 2007 momentul aderării sau 2011. Și de asemenea, domnul ministru Diaconescu aici de față poate să confirme sau să infirme, erau o mulțime de capitole încă neînchise sau stegulețe care erau, dacă vă aduceți aminte, ori roșii, ori aproape roșii, inclusiv în ceea ce înseamnă justiția din cauza nivelului corupției și din cauza lipsei eforturilor de combatere a corupției la nivel înalt. Deci de-abia spre finalul 2006 a devenit certă aderarea noastră la 1 aprilie 2007. Deci nu, Mircea Joană, nu ai câștigat alegerile prezidențiale și chiar renumărarea voturilor din diaspora a dus la un scor mai mic decât prima numărătoare și în niciun caz nu ai băgat tu România în Uniunea Europeană. Dar acum, domnule Diaconescu, toată lumea își dorește să revendice intrarea României în Uniunea Europeană, că pare o chestiune care, de care încă românii se bucură. Și foarte bine așa. Și, dar mi-aș dori un lucru. Nu neapărat să se refere mulțumit la trecut, ci să-și preia mandatul și să-l ducă mai departe, pentru că simpla aderare la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică, în primul rând a fost dorită de poporul român.
încă din 1995. Credeți că de plăcere Iliescu îi punea la masă în acel moment pe Corneliu Coposu și pe Radu Câmpeanu și pe Corneliu Vadim Tudor, veniți din zone absolut diferite. Că au avut ei așa o plăcere, pur și simplu, ca politic să se asocieze? Nu. Trebuiau să răspundă unei presiuni publice pe care o cunoșteau cu toți, indiferent de retorica, mai mult sau mai puțin exhibiționistă la un moment dat. Deci, revenind, acum faptul că stai în spatele unei plăcuțe și reprezinți România într-o sală în care nu se întâmplă nimic rău, poți să taci cu mult conținut, fără doar și poate. Dar măcar învață un lucru, că atunci când se discută, de exemplu, de regiunea Mării Negre, să spunem, într-un Consiliu Nord-Atlantic, și apare o temă care, într-o formă sau alta, se referă și la România, tu nu trebuie să taci. Vrei un argument? Mi-a spus și mie cineva, că acum e președintele Finlandei. Cristi, uite-te cum se întorc spre tine în momentul în care vorbesc de Marea Neagră. Văd că nu iei cuvântul, se merge mai departe. Da. Deci, de aceea spun... Totul este o chestiune de profesionalism, totul este o chestiune de tehnică pentru a avea într-adevăr un rol. Altfel, crezi în retorica frustrată și suntem o colonie și cu asta basta. Când ai 7 milioane de români care muncesc în străinătate, care învață în străinătate, care călătoresc, care, cum să vă spun, trăiesc unii dintre ei o altă viață. Ei bine, din acel moment, responsabilitatea față de instituțiile care înconjoară pe acești români în Uniunea Europeană este enormă. Nu mai vorbesc de Alianța Nord-Atlantică. Doamnă, cu tot respectul, simplă afirmație. Noi suntem în NATO, să fim fericiți, avem garanții de securitate. Doamnă, nu vreau să explic ce înseamnă, ce poate însemna în concret dacă nu ai talentul politic ca aceste garanții de securitate să se transforme într-un aport efectiv. Și nu e vorba să vină să aducă mai multe tunuri să tragă. E mult mai complexă problema. Deci ce vreau să spun e că, dincolo de acea aderare, nu atunci s-a terminat. Că, mă rog, unii au făcut și au... Bun, istorie, nu mai contează. Are dreptate, în schimb, domnul Turcan, spunând că întâmplător m-am implicat, am închis justiția cu 3 săptămâni înainte de summitul de la Helsinki. Și pe urmă a fost nevoie de o clauză de salvgardare la un mecanism de cooperare și verificare care să fie anexă pentru noi și bulgari la tratatul de aderare în 1 ianuarie 2007. Ori, din acest punct de vedere, ai de lucru, ai în continuare de lucru, nu s-a închis subiectul. Și, mă rog, aici profesionalismul contează, că de la retorică suntem buni toți. Cu acest gând în minte, vreau să ne uităm foarte repede și la un alt moment, după ce Liviu Dragnea și George Simion a încercat să se tragă în poză cu fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, prezent la Washington pentru CPAC, o conferință a liderilor conservatori din toată lumea. Liderul AUR s-a filmat în timpul unui discurs al lui Donald Trump, arătându-și susținerea pentru acesta. Departe de casă, Simion a avut însă și un derampaj de limbaj. Bună, ieri, din presă se întrebau cum ați intrat, cât ați plătit. N-am plătit nimic, că noi nu plătim. Nu e ca la voi, ca la... Alianța pentru Unirea Românilor vă reprezint aici, în Washington, D.C., iar acest om trebuie să ajungă următorul președinte al Statelor Unite pentru viitorul nostru, al europenilor, al românilor. Ăștia care sunt cu democrații, cu socialiștii, n-au ce căuta aici. Domnule Turcan, ce încearcă să obțină Simion cu o astfel de vizită, de participare, de, nici nu știu cum să-i spun, de moment? Încearcă să arate în țară care relații la nivel internațional, care îl califică pentru a guverna România într-un anumit moment. Este într-o căutare de legitimitate și eu n-aș arunca în derizoriu participarea lui la astfel de evenimente ale republicanilor din America. Nu este cel mai important eveniment al republicanilor. N-aș arunca în derizoriu anumite construcții pe care le face cu partide similare din Italia, din Spania și de asemenea n-aș arunca în derizoriu semnalul inițierii unui dialog politic cu forțe sau parteneri din Israel. Eu cred că politica are o oroare de vid și
Dacă la un anumit moment singura soluție pentru un partid ca Partidul Național Liberal sau Partidul Social Democrat de a face o coaliție de guvernare, dacă singura soluție va fi să facă un parteneriat cu AUR, eu vă spun că oricare alt partid din România o să facă parteneriatul cu AUR. Vă mulțumesc pentru toată această discuție. Luăm o scurtă pauză și revenim. Imediat la ora 16, caz incredibil, explozie la un spital din Ploiești după ce un muncitor ar fi folosit un flex în secția ATI și este alertă de holeră pe o navă de croazieră. Peste 3.000 de români sunt blocați în Oceanul Indian. Aflați mai multe la știrile zilei cu Teodora Tompea. Eu vă mulțumesc pentru atenție.